Gripa poate evolua către forme severe și acest lucru se poate întâmpla nu doar în cazul vârstnicilor, ci și al copiilor. Fiecare sezon gripal este diferit, motiv pentru care este foarte important ca părinții să știe cum îi pot proteja cel mai bine pe cei mici și ce surse sigure de informare există în ceea ce privește vaccinarea antigripală la copii. Platforma educațională online www.atlasgripal.ro, lansată în 2020 sub egida Societății Naționale de Medicina Familiei și a Ministerului Sănătății, pune la dispoziția publicului larg informații despre gripă, despre protecția directă și cea indirectă asociată vaccinării, rolul copiilor și adolescenților în transmiterea gripei în familie și comunitate, opțiuni de imunizare disponibile în România. L-am invitat pe doctorul Gindrovel Dumitra, medic de familie, dar și coordonatorul grupului de vaccinologie al Societății Naționale de Medicina Familiei, la o discuție despre vaccinarea antigripală a copiilor și a adolescenților și despre importanța imunizării acestora. De ce copiii sunt considerați categorie de risc pentru gripă și la ce complicații ale gripei sunt aceștia predispuși? Copiii sunt considerate un grup la risc. Mă refer în special la copiii 6-5 ani, pentru că așa încadrează Organizația Mondială a Sănătății grupele la risc, pentru că la această grupă de vârstă gripa poate să aibă consecințe severe, în special datorită complicațiilor. Este vorba despre pierderea vieții copiilor, fapt care se întâmplă, din păcate, la această grupă de vârstă. Complicațiile de cele mai multe ori sunt complicații pulmonare, dar pot să fie și complicații la distanță, cum ar fi encefalita, care poate să ducă la pierderea vieții sau la obținerea unui deficit de obicei care rămâne pe viață. De asemenea, și copiii mari, chiar dacă pot dezvolta anumite forme mai ușoare de boală, de fapt la gripă trebuie, o să explicăm mai ușor, nu prea există, chiar dacă să zicem avem anumite particularități vis-a-vis de dezvoltarea acestor forme de gripă, copiii cu vârsta mai mare de 6 ani, chiar până la 18 ani, au o altă particularitate. Ei reprezintă locul în care gripa se propagă. Comunitățile școlare, comunitățile de copii sunt cele în care se transmite virusul gripal de la o persoană bolnavă la o altă persoană care este sănătoasă. Acești copii care captează virusul gripal îl vor duce după aceea acasă, în familie, la părinți, la bunici, iar aceștia pot deveni victime ale bolii numită gripă. Care este rata de transmitere a gripei de la copii? Pentru că tot vorbim de faptul că cei mici amplifică transmiterea gripei. Există câteva particularități a acestei grupe de vârstă. De exemplu, știm foarte bine faptul că copiii de vârstă școlară sunt cei care își împărtășesc mult mai ușor obiecte comune, respectă cu mult mai puțină, atenție, regulile importante, mai ales în această perioadă, și ne referim la regulile de răspândire a bolilor cu tropism respirator, și în același timp ei sunt oarecum în zona în care le place foarte mult să interacționeze, nu doar la nivel vizual, cât și la nivel fizic. Mai există o particularitate a bolii pe care o dezvoltă, faptul că, de exemplu, pentru un adult, perioada de contagiozitate a bolii se limitează undeva la 7 zile. E bine, în cazul copilor, perioada de contagiozitate poate să fie chiar până la 14 zile, fapt care amplifică, la un moment dat, răspândirea bolii. Din acest motiv, copiii reprezintă o țintă pentru vaccinarea antigripală și mai ales pentru păstrarea propriei sănătăți în familie. Părinții trebuie să înțeleagă că vaccinând copiii nu contribuie doar la un beneficiu individual al copiilor, cât mai ales la un beneficiu colectiv care se adresează familiei în întregime, părinților, bunicilor. Eu de foarte multe ori le explic părinților copiilor care se află pe lista mea că vaccinarea, da, este un avantaj pentru propriul copil atunci când îl vaccinezi, dar aduce un avantaj uriaș pentru părinții, pentru bunicii care pot dezvolta la forme grave și care, din păcate, își pot chiar pierde viața. Dintre toți copiii cu vârste între 0 și 18 ani, vorbim despre categoriile de vârstă cele mai vulnerabile la gripă la 0-5 ani sau mai există și alte categorii?
Există grupa de vârstă 0-5 ani, care este echivalentă în ceea ce privește riscurile de apariția complicațiilor cu grupa de vârstă peste 65 de ani. Dar trebuie să specific un lucru foarte important, faptul că vaccinarea, mijlocul prin care putem limita această răspândire a bolii, se adresează copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 5 ani, ca și grupă de risc, iar pentru anumite tipuri de vaccinuri trebuie să îndeplinim condiția de vârstă de minim 2 ani. Se estimează că este necesară o rată de 70% de acoperire prin vaccinare la copii pentru a opri răspândirea cazurilor de gripă în comunitate. Care este în momentul de față rata de acoperire vaccinală la copii din România? În realitate, rata necesară de acoperire vaccinală pentru grupele la risc, pentru a scădea povara bolii numită gripă, este de 75% din persoanele care sunt incluse în aceste grupe la risc, adică inclusiv copiii 6-5 ani, după cum menționați mai devreme. Aceștia trebuie să fie vaccinați în proporție de cel puțin 75% în fiecare an. Din păcate, doar două țări în Uniunea Europeană ating în anumiți ani acest procent de vaccinare. Este vorba despre Marea Britanie și Olanda. În rest, Franța, Spania, Germania se apropie de procentul de mai 70%, dar niciodată nu ating 75%. România, din păcate, atinge un procent de 8% din numărul de persoane din populația generală din România, iar acest procent este total insuficient pentru că, de obicei, acest procent este realizat cu aportul, în special, a persoanelor peste vârstă de 65 de ani. Ce tipuri de vaccinuri avem în România pentru copii? În acest moment sunt disponibile două tipuri de vaccinuri. Este vorba despre vaccinurile cu administrare intramusculare, care conțin virus inactivat și care pot fi administrate copiilor cu vârsta mai mare de 6 luni. Și, de asemenea, există un alt tip de vaccin, vaccinul cu administrare intranazală, fără injecție, care este disponibil copiilor care au vârsta mai mare de 2 ani până la 18 ani. Care este schema de vaccinare antigripală a copiilor? Orice copil care are vârsta mai mare de 6 luni poate să primească un vaccin, cel puțin un vaccin în fiecare an. Ce înseamnă acest lucru? De obicei, perioada optimă pentru începerea vaccinării pentru persoane adulte este undeva în a doua jumătate a lunii octombrie. Copiii trebuie să înceapă în schimb un pic mai devreme. De ce? Pentru că acei copii care au vârsta cuprinsă între 6 luni și 8 ani, dacă primesc pentru prima oară în viață un vaccin gripal, trebuie să primească două doze. O doză acum și o doză peste o lună. Practic, protecția obținută la aproximativ 14 zile de la administrarea celei de-a doua doze. În schimb, persoanele care au vârsta mai mare de 8 ani, respectiv persoane care se vaccinează a doua oară sau a treia oară în viață, sau mai departe, vor primi o singură doză de vaccin, indiferent de vârstă. În cazul vaccinului cu virus viu atenuat, cu administrarea intranazală, aici este nevoie de administrarea două doze. O doză acum și o doză peste o lună pentru toți copiii care au vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani. De aceea trebuie începută mai devreme vaccinarea. Este o tehnică mult mai ușoară, mult mai simplă de administrat, care practic înlătură acest inconvenient reprezentat în special de înțepătură și care determină o complianță mult mai mare din partea părinților, dar și din partea copiilor la a primi acest vaccin. Ce categorii de copii au prioritate la vaccinarea gratuită prin Ministerul Sănătății? Trebuie să specific că prin Ministerul Sănătății doar copiii cu vârsta de vârstă, din grupa de vârstă 6-5 ani, precum și copiii indiferent cu vârsta mai mare de 6 luni până la 18 ani, care au boli cronice sunt cei care beneficiază de vaccinarea cu administrare injectabilă. Vaccinurile pe bază de cu administrare intranazală nu sunt disponibile în acest moment în programul național de vaccinare. Din experiența dumneavoastră de medic vaccinator, cât de des se îmbolnăvesc copiii care sunt vaccinați împotriva gripei față de cei care nu sunt vaccinați și ce fel de forme fac aceștia? De obicei, copiii care sunt vaccinați se îmbolnăvesc undeva către sfârșitul sezonului. Adică avem foarte puține îmbolnăviri la copiii vaccinați în prima parte a sezonului, adică în noiembrie, decembrie, chiar ianuarie. Numărul acestora crescând oarecum către sfârșitul sezonului, adică februarie, martie și aprilie.
Formele sunt forme ușoare, nu dezvoltă forme severe, decât în cazul în care noi bănuim la un moment dat că poate să fie vorba acolo și recoltăm un test rapid sau un test PCR, în acel moment se confirmă că este vorba despre gripă. Am avut de-a lungul timpului foarte multă experiență de acest gen, dar asta nu înseamnă că există, nu există o protecție din partea vaccinului împotriva gripei, pentru, mai ales pentru formele severe. Există o protecție foarte importantă, chiar dacă eficiența vaccinului gripal este la un moment dat redusă și este variabilă de la an la an, sunt foarte mulți factori care concură la acest lucru, ei bine, vaccinul salvează vieți. Previne sau limitează răspândirea acestei boli și mai ales previne dezvoltarea unor forme severe, ceea ce contează foarte mult, pentru că nu duce la moarte. Care ar fi cele mai convingătoare argumente pentru care părinții ar trebui să-și vaccineze copiii împotriva gripei? Există cel puțin două tipuri de argumente pe care le-am și precizat puțin mai devreme. Pe de o parte, protecția individuală, practic vaccinându-ți propriul copil nu face altceva decât să-l ferești de a se îmbolnăvi de gripă și de riscul de a dezvolta forme severe. Și cel al doilea argument foarte important, care este în special valabil la copii cu vârsta mai mare, este că vaccinându-ți propriul copil, fără să existe un risc foarte mare de reacții adverse, chiar nici măcar un risc minim, ei bine, în acel moment îți protejezi familia în întregime. Îți protejezi tatăl, îți protejezi bunicul, îți protejezi pe cei care constituie, într-un fel sau altul, persoane care sunt preferate de către virusul gripal și care pot dezvolta forme severe.